Îți propun să intru eu aici în subiect. Te rog. Deci asta este procesul în care clientul a făcut achiziția, nu? Da. S-au intrat băieții acum. Mi-a spus, dacă tu îmi spui la vârsta asta că tu poți să vinzi, nu te angajezi. Tip de materiale de împachetat. Traducerea a două șifoniere și o masă, de fapt. Absolut. Iar în viața reală lucrurile se întâmplă exact așa. Singura diferență este că acolo nu râde nimeni. În 1985, scriitorul Marin Sorescu publica o carte de cronici literare cu titlul Ușor cu pianul pe scări. Metafora instrumentului muzical semnifică faptul că logistica are și ea fragilitatea, gingășia și sensibilitatea unui vior sau a unui pian. Vom prelungi această metaforă muzicală în discuția de astăzi și sper că urmăritorii vor fi de acord și vor savura această discuție, care se dorește a aduce valoare și informații noi în cadrul branșei de logistică. Bună ziua, Doru! Mă bucur să te revăd, este o plăcere să te reîntâlnesc și să avem o discuție într-un format special cu un om special pentru mine. Mă onorez, ca de obicei, plăcerea este de partea mea, sentimentul este reciproc și știi treaba asta. Și într-adevăr, ușor cu pianul pe scări. Îți propun să începem podcastul de astăzi cu a vedea un filmuleț care eu îl consider foarte funny și de la care am pornit oarecum cu ideea, cu titlul podcastului. Un filmuleț al binecunoscuților Stan și Bran, cred că e mai bine de spus numele de scenă, nu Laurel și Hardy. Hai să vedem un pic. Am pregătit aici, nu o să-l îi dau drumul de la capăt, hai să vedem de aici. În care sunt client, ca să mă spun. Deci asta este procesul în care clientul a făcut achiziția, nu? Da. S-au intrat băieții acum. Corect. Pe vremea când era vorba doar de un cal putere. Un cal putere? Metode neconvenționale de... Erau chiar avansate și ecologice, eco-friendly. Discutam de exemplu ăsta, cum e în real life? Adresa comunicată inițial corespunde cu cea... Este exact ca în film, să știi, deși comedia are partea ei, componenta ei pentru acest film. Iar în viața reală lucrurile se întâmplă exact așa, singura diferență este că acolo nu râde nimeni. Adică una dintre temele pe care vreau să le atingem astăzi este relocarea de persoane, bunuri, birouri și așa mai departe. Ne concentrăm către partea de fine art și obiecte de valoare pe care voi le mutați de colo-colo și acolo aș vrea să ne concentrăm atenția. Însă, cum e în real life? Știi, de obicei când vrem să ne mutăm de colo-colo, cel puțin persoanele fizice când se mută de colo-colo, sună doi prieteni, ia poate și ceva întăritor, o bere înainte și se apucă de treabă, nu?
sau apelează la, la profesioniști? Din păcate, realitatea este exact aceasta pe care o menționez. Nația spune, în momentul în care discutăm despre mutări, inclusiv în ceea ce mă privește până să intru în acest segment, și pentru mine a te muta înseamnă exact același lucru. Bunch of friends, ok, vreau să mă mut, nicio problemă, vin eu și te ajut, știu eu pe cineva cu o mașină, îi dăm lua la ceva, se rezolvă și bineînțeles o facem sâmbătă sau duminica. Corect, bere și eu știu alte lucruri. Din păcate încă se întâmplă lucrul ăsta. Într-o notă, să spunem, mai serioasă, eu cred că avantajele a folosi serviciu de mutări prin comparație cu a do-it-yourself în acest segment sunt incredibil de mari. De ce? Toți am mutat de capul nostru la un moment dat ceva. Și întotdeauna, în toate cazurile, cu siguranță, am stricat cel puțin o piesă importantă, fie că e de mobilier, fie că e de... Fie că e pianul. De cele mai multe ori să știi că în momentul în care apare un pian, nu cred că există cineva care va muta singur. Adică cei care au un pian în casă, care în general, probabil că cel mai light pian, nu vorbim de cele electrice, au probabil 150 de kg, nu cred că găsești prieten atât de bun care să, mai ales dacă stai la etaj, să vină să pună mâna pe pian și să-l cobori cu el. Dar întorcându-mă la întrebarea ta, așa este. Din păcate, din punct de vedere cultură, așa este. Asta înseamnă, prieteni, găsim o soluție cât mai cheap, că asta este ideea, fără să luăm în calcul de fapt că toate bunurile pe care le mutăm erau costat bani. Și sunt parte din viața fiecăruia. Absolut. Și de fapt, când vorbești de bunuri, când vorbești de bani, vorbești de timp. De timp pe care tu l-ai alocat în domeniul tău, a munci, a produce bănuții pentru a cumpăra acele elemente. Și atunci e corect să ai grijă de ele. Cumva, cred că aici ar trebui să ajungem toți la înțelege că serviciile acestea în primul rând există. Ele ar trebui cu siguranță căutate și folosite. Vorbeai mai devreme de safety și apropo de Stan și Bran, când își scapă pianul pe degete și pe mâini și așa mai departe, încercăm să fim foarte atenți la cel mai important element din cadrul unei companii, indiferent că este de mutări sau de altă natură, și anume de resursa umană. Ea este, de fapt, elementul care aș spune că nu poate fi reparat în momentul în care se strică. În momentul în care o coloană este damaged, ea nu poate fi redusă la aceea stare. În schimb, orice echipament folosit, chiar dacă se strică sau nu, el poate fi înlocuit, poate fi schimbat. Și atunci, în cazul acesta, în momentul în care ne trezim cu... să spunem așa, în fața faptului împlinit, am ajuns la adresă, vorbim de etaj, vorbim de scări, vorbim de lucruri complicate și complexe. Primul pas care este recomandat a se face este de a evalua puțin situația și a vedea ce resurse ai la îndemână. Însemnând că poate apare un lift exterior care îți poate degrefa și îți poate elimina această problemă. Poate apărea eventual un număr suplimentar de oameni care să te ajute să poți să manipulezi. Pot apărea elemente care să-ți oferă de fapt soluție. Evident, sunt și situații în care two lucky winners, they have to deal with it, ca să zic așa. Dar încă o dată, nu e funny absolut deloc. Și atunci m-aș opri aici și a spune că întotdeauna foarte important în momentul în care vorbim de mutări și cred că în general în orice facem, este importantă pregătirea, prevenția, anticiparea. Și apropo de planul B, cumva atunci când discuți despre elemente pianul pe scări, cumva automat să gândești un plan B, adică ar trebui automat să te gândești că există posibilitatea să apară situații în care ceva să nu funcționeze. Fie că e administratorul clădirii care în ziua aceea a aflat că trebuie cărat un pian la etajul 2 și vine și spune noi pe scări nu, pentru că e blocul nou și așa mai departe și nu neapărat vine vorba de să spunem așa, un conflict al
imaginii prezentate de client cu adresa, ci pur și simplu se schimbă condiția de acces, până la orice fel de alt element, așa cum ai spus, un lift stricat și orice alte elemente care pot apărea. Atunci... Foarte interesant, foarte interesant și cred că în viața de zi cu zi este o continuă provocare și o dinamică deosebită când vorbim de logistica din spatele oricărui, până la urmă, oricărui bun mișcat din punctul A în punctul B. Aș vrea să te întreb, pentru urmăritorii Logistic Coffee Talks, cine este Teodorul Cristea, prietenul Doru, cum e cunoscut de către apropiați? Cine este și câteva detalii despre background și... Sigur că da. Nu mai știu ce prea mult în urmă aș spune. De ce? Pentru că... Ce consider că e relevant? Da, nu, da. Nu aș spune că nu prea mult în urmă, nu știu, 15 ani, mă gândesc că e suficient. Da, nu. Ideea este, am început în această companie și în acest domeniu, în compania în care sunt și acum. Și atunci, să spunem așa, în momentul în care am auzit de ceea ce înseamnă compania de mutări la momentul respectiv, am avut același sentiment, exact așa cum am început discuția în mutări. În momentul în care mi s-a vorbit de acest business, mintea mea a fugit imediat, dar guys, nu o să car niciodată pe script sau lucruri de genul acesta, nu e pentru mine. În schimb, când vorbim de mutări, vorbim de mult mai mult decât a căra ceva. Până ajunge să car, de fapt, vorbim de multe alte elemente. Și probabil că vom aprofunda și așa cum ți-am spus. Dar sunt curios. Ai fost, studiasei, nu știu, ai fost într-o universitate care trata teme de transport sau cum ai ajuns ulterior, să... Ulterior, da. Uh-huh. În schimb, cred că noi toți, ceea ce studiem sau ne pregătim sau facultatea pe care o urmăm, nu are nicio legătură cu unde ne duce viața. De asta te întreb. De asta te întreb că... Și atunci, ceea ce eu am studiat, mă pregătea pentru cu totul alt domeniu, vorbim de relații internaționale și cumva o carieră poate pe zona de, nu știu, orice fel de altă, că vorbim de PR, că vorbim de politică, că vorbim de orice alt element, dar în niciun caz nu mă gândeam că drumul meu mă va duce către zona de logistică, de moving, de tot ce înseamnă această... Când te-ai îndrăgostit de... sau când te-a prins... Știi că, atât pentru mine, cred că și pentru colegii de breaslă, cred că a fost un click la un moment dat când am zis, bă, ok, asta e ce vreau să fac, îmi place, mă atrage, am pus pasiune fiecare în ceea ce facem și aș vrea să știu când a fost click-ul ăsta la tine. Se spune că în momentul în care intri în mutări, fie te îndrăgostești și e pentru totdeauna, adică odată ai intrat în mutări, nu mai ești din mutări. Chiar dacă faci lucruri conexe, chiar dacă pe parcursul carierei, evident, lucrurile se dezvoltă sau apar tot felul de alte business unit, cum s-a întâmplat în cazul meu, se spune că odată ce intri în mutări, rămâi în mutări pentru totdeauna și așa este. Inițial, evident, nu am crezut lucrul ăsta, iar eu în 2006, în momentul în care am participat la un interviu la Orbit pentru... Deci sunt 15 ani. Corect, da. Au trecut deja, da. Nice. Așa este. Am început în zona de sales, în zona de vânzări, de business development. Uh-huh. On the field. Destul de tânăr pe vremea aceea. Ok. Și bine, acum 15 ani lucrurile arătau complet diferit în piață, în general, pe toate lingurile. Iar pentru mine challenge-ul și apropo de a decide când și de ce să faci lucrul ăsta, a început cumva... automotivându-mă, de ce? În timpul interviului, persoanele cu care am susținut interviul, la vremea respectivă eram destul de tânăr, chiar foarte tânăr, și mi-a spus, dacă tu îmi spui la vârsta asta că tu poți să vinzi, nu te angajezi. Și atunci pentru mine a fost un click și am zis, ok, deal-ul a fost că încep pentru 3 luni de zile. De probă? Absolut. Uh-huh. Bine, nici măcar nu m-am gândit că e de probă sau nu. Am zis, vin 3 luni de zile și dacă în 3 luni de zile nu înțeleg despre ce este vorba și nu se întâmplă să
simt acel click de care vorbeam mai devreme. Ne strângem mâna și ne luăm. Ok, fair enough. Întâmplarea face că în 3 luni de zile, la vremea respectivă, compania era pe vremea aceea foarte mică, relativ mică, deci vorbim de 500 de metri pătrați, unde foarte puțini angajați. Ideea este că în 3 luni de zile am avut oportunitatea să semnăm un contract cu un client cunoscut, să-i spunem așa, Blue Chip, apropo de Nestle, unde GM-ul la vremea respectivă a fost un pic șocat și nu înțelegea ce se întâmplă, știi? Și atunci a fost momentul și clicul în care am simțit gustul, să spun așa, gustul a ceea ce poate să aducă, să spunem așa, proiectul pe care îl începusem. Iar în paralel cu acest element, în momentul în care am aprofundat, să spunem așa, zona de moving, unde vezi că a vinde servicii de mutare, ele se adresează de fapt către, să spunem, în 80% din cazuri, către tot ce înseamnă zona de expați, zona de top management, zona de diplomați, de serviciu diplomatic, cumva se schimbă complet înțelesul, apropo de începutul discuției noastre, de ce înseamnă muntă, ce înseamnă moving și ce înseamnă să-ți aduni niște prieteni. De fapt, vezi că ajungi să stai la masă cu top CEO pentru companii de top, care încă o dată ți încredințează ceea ce, așa cum bine ai spus la începutul discuției noastre, lucrurile intime, extrem de personale, intri practic în casa lor și nu doar în casa lor. Intri în șifonierul lor, intri în bucătăria lor. În viața lor, într-un cuvânt. Absolut, dar cât se poate de concret în sensul ăsta. Și atunci, mi-aduc aminte, o prima experiență pe care am avut-o și momentul în care m-am îndrăgostit, m-am și speriat de ce înseamnă, de fapt, o mutare internațională. Îmi aduc aminte că am fost la prima mea estimare de volum, nu făcusem niciuna până în momentul acela. Estimare de volum înseamnă să duci în casa cuiva, să vezi ce are de mutat, ca să știi ce tip de materiale de împachetat. Traducerea a două șifoniere și o masă, de fapt. Absolut. Traducerea metri cubi sau în ce măsurați? Când spui că... Vorbim de metri cubi. Să spunem, unitatea de măsură cea mai des întâlnită, uzitată, uh-huh, în domeniul ăsta, sunt metri cubi. Dar depinde. Dacă vorbești de US, atunci vorbești de net cubic weight. Dacă vorbești de UK, vorbești de pounds. Adică, mă rog. Dar elementul comun rămâne în continuare volumul. De ce? Pentru că, în general, când vorbim de efecte personale, ele nu sunt grele, dar sunt voluminoase. Uneori chiar valoroase. Sau foarte valoroase. De cele mai multe ori. De cele mai multe ori. Și depinde de la casă acasă, depinde de senioritatea clientului, de calitatea lui. Evident, sunt oameni care trăiesc în reședință extrem de scumpă. Îmi imaginez că expații vin cu un bagaj valoros în ambele sensuri. Unii dintre ei, absolut. Da. Cum arată o zi din viața ta, la serviciu mă refer, și când apelează la voi clienții, cu ce ocazii sau cum, dacă ne poți explica puțin flow-ul ăsta? O zi din viața mea la birou. În principiu, când vorbim de... Cafeaua? Aș spune că înainte de cafea este un tur prin companie. Cumva așa mi-a început ziua. În momentul în care intru în companie, rutina mea este aceea de a merge, de a vedea zona de depozit, de a vedea oamenii, de a-i saluta, de a trece prin fiecare departament, de a vedea că lucrurile sunt, știi cum e, in motion, și de a lua puțin, de a gusta un pic din ceea ce sunt. Foarte interesant ce spui. Consider că abordarea asta sau tiparul ăsta pe care îl urmezi în fiecare zi impulsionează sau motivează, dacă pot să zic așa, echipele. Cu siguranță te întâlnești cu colegii responsabili pe partea de warehousing, pe moving, pe alte servicii pe care le faceți, pe transport. Cum e interacțiunea asta? Te oprești, vorbești cu fiecare, bună, ce ai mai făcut, faci și un debriefing dinamic în momentul... Corect. Îmi place să spun că sunt angajatul colegilor mei, știi? Sau angajatul angajaților mei, sau pentru că, de fapt, asta trebuie să facem.
Știi, există acest paradox când stai de vorbă cu, să spunem, oameni care s-au început în carierele lor sau care chiar au avansat în carieră. Toată lumea își dorește să fie manager. Adică asta este țelul ultim. Toată lumea vrea să devină CEO, toată lumea vrea să aibă o companie foarte mare, foarte mult subalterni, să se simtă cineva. În schimb, puțină lumea înțelege, de fapt, ce anume înseamnă. Presupune. Absolut. Și atunci, cred că atunci când ajungi să înțelegi că, de fapt, tu ești angajatul angajaților tăi, se întâmplă lucrul acesta. Pentru mine a trece și a-i vedea pe colegii mei, ține și este în strânsă legătură cu a fi aproape de ei. Nu de a-i verifica, nu de a, evident, în momentul în care poți să faci, numim cumva picked up, adică în momentul în care auzi diverse lucruri care poate ei nu le consideră importante și întotdeauna apare acea idee, ok, nu am vrut să te deranjez cu lucrul ăsta, că poate mă pot descurca, întotdeauna încerc să le spun că în momentul în care discuți o situație care la început poate nu este atât de importantă, dar ea are potențial de a deveni poate extrem de serioasă și ai mai multe perspective, mai multe unghiuri, întotdeauna te va ajuta. Asta nu înseamnă că ideea ta nu este bună, asta nu înseamnă că... Și atunci, întorcându-mă la întrebarea ta, fix despre asta vorbim. Vorbim de o rutină pe care am simțit să o fac, a fi prezent, a fi alături de oameni, și cumva a încerca să aduc un plus valoare acolo unde este necesar. Aș spune, asta este primul meu... Ai făcut turul, ulterior... Al doilea lucru de care... Mail-urile... Până la mail-ul, să știi că primul lucru de care mă ocup este vorba de cash flow. E vorba de cifre. Ok. Trăim într-o epocă în care trebuie să avem grijă de ceea ce înseamnă cash flow și de cash management. Evident, day-to-day business este foarte important, apropo de mail-uri, apropo de a răspunde în timp util, rapid, dar rolul pe care am ține foarte mult de a păstra în mișcare absolut tot ce înseamnă acest organism. Și realitatea este că dacă nu ai grijă de bani, dacă nu ai grijă, apropo de plăți, apropo de income și așa mai departe, dacă nu monitorizezi lucrul acesta, la un moment dat devii prins în acest continue motion, să spunem așa, pentru că business-ul nu se oprește niciodată. Și atunci, dacă nu-ți intră în reflex să ai grijă de cash flow și de finanțe și să-ți urmărești ce înseamnă, ce plăți, ce ai de încasat, cum plătești și așa mai departe, te poți să zici niște situații extrem de neplăcute. Furnizori care să nu-ți mai răspundă la telefon, situații în care, nu știu, ești în imposibilitate de a face niște plăți deși tu ai de încasat bani. Adică, asta este unul dintre principalele elemente pe care le urmăresc în fiecare zi, ca idee. Primul lucru pe care îl fac când ajung la birou sau de cele mai multe ori inclusiv când nu ajung la birou. Pentru că lucrăm acum non-stop, nu avem mobilul, avem laptopul, deci asta e clar. Cu toată această rutină pe care o descrii, sunt momente în care... Probabil că telefonul sună, da? Sau abordarea ta este una personală, încerci să acolo unde e necesar să intervii la modul personal sau este o structură, cu siguranță este o structură, dar vreau să știu dacă personal touch-ul contează și dacă știi cine, când, unde se mută, detalii critice. Sunt hands-on, dacă asta mă întreb. În schimb, așa este, avem o structură. Cred foarte mult în oameni și îmi doresc foarte mult modul în care eu văd o echipă lucrând. Este modalitatea prin care îmi puternicesc și ofer omului oportunitate, libertate. Evident, o echipă, ea va ajunge să fie așa cum ți-o imaginezi într-un anumit moment. Și atunci, dacă ai doar executanți, evident va trebui să fii întotdeauna în spatele să spui ce au de făcut. Eu nu-mi doresc, nu mi-am dorit niciodată să am executanți, îmi doresc să am colegi, îmi doresc să am oameni care să gândească.
Iar pentru mine asta este elementul pe care îl... Cum alegi oamenii ăștia care să gândească? Este cum filtrezi? De cele mai multe ori, nu cred, din punctul meu de vedere, nu cred că există o rețetă. Nu cred că există o rețetă exactă. Cred că la un moment dat, în decursul unei activități, sau apropo unui proces de recrutare sau de cum vrei să-l numești, oamenii aceștia pot apărea sau nu. La fel, cred cu tărie că cel mai important lucru nu este să găsești omul. Cred că cel mai important lucru, ce am învățat eu, este să găsești caracterul potrivit. Asta este, de fapt, elementul cheie. Și, de fapt, ăsta e cel mai greu lucru de găsit. Cred că orice element de business pe care îl facem poate fi învățat. Dacă îți dorești. Și, la fel, cred că self-driven-ul ăsta, pe care ar trebui să existe în fiecare dintre noi, e sămânța aia pe care îți dorești să o găsești, știi? Te cunosc de foarte mulți ani, îmi cunoști de foarte mulți ani, cumva nu n-a luat nimeni, nu n-a pus nimeni. Știi, uite, da. De astăzi tu vei fi și uite, poți să faci. Nu, am vrut să facem. N-am dorit, n-am băgat cu capul înainte, am deschis proiecte, uși de care nu aveam nici cunoștință, nici nu ne pregătisem pentru ele și le-am făcut să funcționeze. Cred că asta e ceva ce în logistică nu ești primul de la care aud lucrul ăsta și eu simt același lucru, că suntem foarte, cum să zic, în măsură să putem să schimbăm din mers lucrurile. Noi ca și, aș spune, ca și cultură, ca și spirit antreprenorial, noi românii avem, mă mândresc să spun lucrul ăsta, avem această, cum să zic, adaptabilitate. Putem repede să schimbăm dimers, să iasă un rezultat bun, suntem focusați pe rezultate și îmi pare bine că pui accent pe partea, pe resursa umană, care într-adevăr e una importantă în zilele noastre. Și aș vrea să extind un pic discuția, făcând o paralelă sau o legătură cu perioada asta puțin nesigură, atât pentru noi ca și indivizi, cât și pentru business, pentru mediul de afaceri, pentru mediul economic. Vorbim de perioada de COVID. Da. Care crezi că au fost challenge-urile, pe de altă parte oportunitățile care au apărut în această perioadă? Și haideți să pornim tot de la oameni, că până la urmă oamenii fac business-ul. Cum ai protejat echipa, cum ați abordat relațiile cu clienții, mutările, cum au fost, au scăzut volumele, oamenii au rămas un pic în expectativă, ce se întâmplă, ce facem, hai să treacă perioada, să fim vaccinați, cum a fost toată perioada asta, un an și jumătate poate aproape în urmă? Cumva ceea ce ai punctat pe linii mari exact așa s-a întâmplat, adică și cred că logica aceasta ea a existat în toate companiile, mai ales pe segmentul de care vorbim. Când vorbim de mobilitate în general, și aici putem să facem paralelă între tot ce înseamnă. Pentru mine, când vorbești mobilitate, vorbești de oameni care se mută dintr-o țară în alta. În momentul în care mobilitatea s-a oprit, înseamnă că automat tot ce înseamnă servicii de vânzări internaționale s-au oprit și ele, s-au pus în așteptare sau volumul lor a scăzut foarte mult. La fel, când vorbești de mobilitate, ne referim inclusiv la călătoriile cu avionul sau cu orice alt mod de transport. Și atunci când ne raportăm la perioada COVID și când ne raportăm la 2020, a spune martie, poate până undeva în iulie, că au fost câteva luni unde pur și simplu panica s-a instalat și nu doar în România, ci pe peste tot, corect. În momentul în care lucrurile au început să se înroșească, să spunem așa, pe harta lumii, toată lumea, prima măsură pe care a luat-o a fost să pună în așteptare mișcarea. Mișcarea a cam aproape tot, mai puțin ceea ce a ținut de zona medicală, de PMCG. Ce s-a întâmplat în momentul ăsta, în acel moment, cu proiectele care le aveați în derulare? Să presupunem că aveați demutat pe cineva din US... în Europa, ce s-a întâmplat cu... Tot ceea ce
în proiectele de genul acesta, ele au rămas on hold. Dacă un proiect de mutare, el a fost deja, să spunem, o reședință a fost deja împachetată, pregătită pentru transport, ea atunci fie s-a pus în mișcare și a mers către punctul de destinație și a intrat în depozitare automat. Sau am avut inclusiv cazuri, adică numai nu s-a oprit în loc. În schimb, ceea ce s-a întâmplat, a scăzut foarte mult volumul. De ce? Deciziile de a muta expați în general au fost puse on hold. Evident, sunt oameni și, să spunem, poziții care au necesitat relocarea lor, aș spune, independent de situația epidemică. Și am avut cazuri, situații clare, unde am mers și am împachetat în situația în de perioada COVID. De absolut. Cum v-ați protejat? Cum ți-ai protejat echipa? Cum v-ați... În relația cu clientul, că bănuiesc că clientul e la fața locului când începeți proiectul. Absolut. Chiar am să-ți dau un exemplu practic din ceea ce mi s-a întâmplat și apropo de măsuri și apropo de eficiența lor. Ideea este în felul următor. Evident, toți am fost atenți la indicațiile autorităților și am încercat să înțelegem de fapt cum funcționează și care sunt măsurile de protecție. Realitatea este că în momentul în care discutăm, inclusiv azi când discutăm despre COVID, sunt în continuare o grămadă de elemente necunoscute și, de fapt, nu știm exact ce funcționează, nici măcar carantinarea, nu știm dacă ea chiar funcționează. Evident, în anumite etape a acestei situații pandemice, am văzut că lucrul acesta a funcționat cel mai mult. Dar, evident, stând acasă, în momentul în care ești în servicii, trebuie să fii finanțat cumva, trebuie să-ți hrănești familia cumva. Și atunci a fost un give and take mare acolo. Întrecându-mă la întrebarea ta de la portatul măștii, de la tot ce înseamnă mănuși, tot ce înseamnă echipament de protecție, însemnând botoși și așa mai departe, elemente de igienă, aș spune eu că cumva aceste elemente ele nu ne sunt străine. De ce? Suntem o companie care activează în segment, aș spune eu, de un nivel ridicat. Însemnând că în momentul în care intri la un top executive în reședință sau când munți ambasadorul unei țări, oamenii care lucrează inclusiv on ground, când vorbim de împachetatori, de stafful nostru din teren, sunt oameni care la fel, la rândul lor, intră în contact cu acest tip de om. Și atunci, educația pe parcursul evoluției lor în companie, ea se schimbă. Evident, te corectezi, îți schimbi inclusiv comportamentul. Și atunci, a îmbrățișa niște măsuri care au fost impuse și care au trebuit să aibă ca end result protejarea lor și a familiei lor, dar în același timp a avea continuitatea business-ului, spre bucuria mea, a fost îmbrățișată cu succes și îți spuneam că îți voi da un exemplu. Am avut caz concret unde am mers să împachetăm pentru un client al nostru care pleca în afara Uniunii Europene și am mers să împachetăm. Toate bune și frumoase, în afară de absolut, n-aș vrea să intru în clișeul discuțiilor pe care, mă rog, cred că foarte mulți colegi interlocutorii l-au avut, apropo de procesul de verificare a temperaturii și asta au fost cumva procese standard, toată lumea le-a îmbrățișat. Dar apropo de măsură, apropo de portarea măștii, apropo de distanțare și de a fi atent ce faci on-site. Pentru noi on-site înseamnă în interiorul unei reședințe. Deci, cumva, nu e ca și cum ești într-un depozit de 20.000 de metri pătrați și ai posibilitatea să te distanțezi, dacă vrei. Într-o reședință de 100 de metri, de 200 de metri pătrați, așa e este. Inevitabil, ai posibilitatea, dar riscul este crescut. Și caz concret, am mers să împachetăm, în afară de măsurile preventive pe care le-am luat de fiecare dată, însemnând test PCR pentru echipa noastră, înainte de a merge pentru a împacheta, pentru o lucrare, și solicitarea din partea clientului a unui test PCR care să ne confirme că nu sunt pozitiv și că putem merge și putem să ne desfășurăm activitatea, se întâmplă și cazuri unde ai CFO-ul unei companii prestigioase de oil and gas care a trebuit să se mute. Și atunci, ca de fiecare dată, atunci când se dă spre VIP clients,
trebuie VIP service, trebuie VIP effort. Și atunci, clar, nu poți să spui nu. Ok, te duci, soliciți și pui în aplicare procedura, în momentul în care ai feedback de da, Doru, știi, am făcut PCR-ul, dar nu avem încă testul, dar you have to be there tomorrow. Adică, ok. Și atunci am mers înainte cu proiectul, am insultat echipa, apropo de măsurile de siguranță, purtarea măștii at all time, mânuși și așa mai departe. S-a terminat împachetarea, am venit la birou și a doua zi am fost notificat de către companie că CFO-ul lor a fost confirmat pozitiv COVID. Evident, toată wow. lumea a intrat în panică. Panică. Am fost obligați, ca echipa care a fost on ground, să o carantinăm. Dar realitatea este că urmând măsurile, nu s-au pozitivat. Deci nu au contactat virusul. Asta pe noi... Lucky you, aș zice. Este doar la... Asta este ideea. Pentru noi, noi cu ce am rămas din acel element este că dacă respecti procedurile și apropo... Riscul se diminuează. Absolut. Șansele sunt să... de fapt să păstrezi omul safe. În momentul în care vorbim de health and safety în general, scopul final este să nu ai niciun accident, nu? Și să protejezi omul, că asta este ideea. Excelent. Îți propun să mergem și către main topic-ul pe care am vrut să-l discutăm. Relocarea de bunuri cu valoare ridicată. Vorbim da. Despre fine art, vorbim despre, nu știu, bijuterii și asta, practic, puteți să faceți voi sau când vine vorba de a muta bunuri, vă limitați la doar a avea bunurile standard dintr-o casă? Ideea este în formator. Noi ca și structură, da, companie, am dezvoltat business unit-uri complex separate. Dacă mă întrebi apropo de discuțiile noastre de fine art, Fine Art este de sine stătător. Este un business unit complex separat. Dedicat. Absolut. Și te referi și cu echipele absolut. Specializate care asta fac în majoritatea timpului. Înțeleg. Înțeleg. M-ai întrebat, de exemplu, de ce înseamnă un obiect scump. Da. Ideea este următoare, ca să poți să înțelegi de ce este nevoie de specialiști în acest segment. Și îți vorbeam de unicitatea fiecărui element. Ideea este că atât în mutări, unde ai efecte personale, unde până la urmă fiecare element el este unic în felul lui, pentru că ți aparține, e al tău, inclusiv masa la care noi stăm de vorbă. Dacă este a mea, țin la ea și aș vrea să... Corect. Știu, sunt unii oameni care se atașează inclusiv de masă și corect, atunci corect, devine corect. Parte din viața lui. În schimb, dacă masa pot să o găsesc în continuare la supplierul de furniture și cumva să aduc una la fel, poate nu mai are același caracter, dar peste similară de zile ea va căpăta caracterul acela de a fi uzat. În momentul în care discutăm despre a transporta un tablou de Camille Pissarro care este de 30 pe 40 și are o valoare de 20 de milioane de euro, și este singura... Ați avut astfel de proiecte, înțeleg. Da, absolut. Și avem astfel de proiecte. Apropo de mobilitate, apropo de COVID, inclusiv zona de fine art în această perioadă de 2020, ea a fost extrem de lovită, să spun așa. Impactul a fost unul absolut sever, pentru că tot ce înseamnă expoziții, tot ce înseamnă împrumuturi de opere de artă între muzee, au fost pur și simplu înghețate. Și da, vorbind de proiecte, absolut. Un proiect la care pot să-ți fac referire este un transport pentru Muzeul Național de Artă, unde un tablou foarte mic, de altfel, ca dimensiune, el are avea valoare de asigurare de 20 de milioane de euro. Și atunci, pe această zonă de business, a face o greșeală, ea trebuie dusă către zero. Dar explică-mi un pic, te rog. Deci ați avut cazul ăsta cu mutarea unui tablou de valoare ridicată. Cum s-a, în fapt, în practică, cum s-a
realizat proiectul? Adică, îmi imaginez, corectează-mă, v-ați dus la locația de unde trebuia să luați tablou, acolo l-ați împachetat deja, l-ați ambalat, l-ați pregătit, l-ați adus către depozit, a plecat pe care rutieră către destinație, aeriană, cum, dacă poți să-mi descriu un pic. Ca particularitate, când vorbim de fine art, în general, întotdeauna se va căuta soluția de transport cea mai rapidă și cea mai scurtă. Tocmai pentru că obiectele pot avea valori absolut spectaculoase, 20 de milioane de euro într-un tablou, cred că este destul de spectaculos. Dar imaginează-ți să ai 4 tablouri similare sau 5 sau 6. Să ai 6 lucrări de 20 de milioane de euro, asta înseamnă 100 de milioane de euro într-un metru cub. Deci, în teorie, întotdeauna se va căuta soluția cea mai rapidă. Cea mai rapidă, evident, rămâne transportul aerian. Și apropo de proces, în principiu, când vorbim de basic, da, te duci în locație, împachetezi lucrarea, o încarci în camion, o transporti către aeroport, o încarci în avion, și o duci la destinație. Doar că aici apar foarte multe particularități și toate sunt legate cu protejarea operei de artă. Însemnând că tot ce înseamnă materiale de împachetat, nu sunt doar materiale de împachetat, sunt state of the art, sunt gândite și inovate de-a lungul anilor, tocmai pentru a proteja lucrarea. Nicio lucrare nu pleacă fără a avea un hard case, că este o cutie din lemn. Vorbim inclusiv de lucrările de artă, după cum probabil știi, ele au nevoie de condiții speciale, inclusiv când sunt expuse la temperatură controlată. Și atunci ne raportăm la cutiile deci cu temperatură controlată, cu poziționarea lor înainte de împachetare pentru aclimatizare, cu manipularea lor în camion cu temperatură controlată. Cu formalități vamale în cazul în care pleacă în afara? Absolut. Dar mai mult decât atât, vorbim de high value items și atunci când vorbim de tot ce înseamnă transport, pe tot supply chain, vorbim de transport de valoare. Și atunci vorbim inclusiv de escortă, că este a jandarmeriei, că este a poliției sau că este firma de pază, dar în permanență armat, este cu transport. Îmi imaginez. Da, e o particularitate, e un alt tip de transport, să spun așa. Și tot acest proces, el este urmat pe tot supply chain-ul de la punctul A la punctul B, inclusiv cu intrarea pe tarmac, cu monitorizarea coletului până când el este încărcat în aeronavă, supravegherea încărcării, locația exactă a coletului în aeronavă. Excellent. Adică sunt particularități și detalii duse cumva la... Cred că ceea ce ne spui sună foarte interesant. Pentru mine, unul, sună foarte interesant, deși sunt oarecum acomodat cu... Și nu e prima oară când aud de relocări de bunuri sau de persoane și de high value goods. Cred că pentru colegii din industrie e foarte interesant ce ne spui. Aș vrea să aducem și o notă un pic funny. Revenim la începutul discuției noastre și la ușor cu pianul pe scări. Ați avut proiecte de mutat instrumente muzicale, pian sau absolut, altceva, absolut. Oversized? Absolut. Cum s-a desfășurat? Cum se desfășoară? Dacă poți să ne dai câteva detalii. Așa cum îți spuneam, spre exemplu, pianul cel mai ușor de mutat este pianul electric, care este foarte ușor de mutat și este el fizic foarte ușor. În schimb, challenge-urile apar în momentul în care ai demutat un grand baby piano, spre exemplu, un grand piano, mai este și grand baby piano, dar care este la fel de challenging, ca să spun așa. Ideea este formatoare, inclusiv în acest element de mutare a unui pian, pianul nu îl iei pur și simplu și îl muți, el trebuie pregătit pentru mutare. Iar noi avem parte de suport din partea unei persoane care face parte din lumea muzicală și atunci el vine și ne pregătește. Te referi specialist. Da, dar da. Te referi că
protejează sau, nu știu, montează sau demontează ceva astfel încât să stea totul... Exact. Este vorba de fixarea patului pianului, să spunem așa, și a tuturor elementelor care îl face să sune la un nivel de calitate. Atunci când cade pe scări, poate să să emite diverse. Dacă e de calitate sunetul, clar că și pianul a fost de calitate. Trebuie să iei în calcul și acest risc. Ce se întâmplă atunci când se întâmplă o nefăcută? Ferească Dumnezeu. Ne-a ferit Dumnezeu de lucrul acesta. Asta nu înseamnă că nu se poate întâmpla. În momentul în care se întâmplă așa ceva, practic nu ai control. Orice obiect, indiferent, că vorbim de pian, că vorbim de un seif, că vorbim de orice fel de obiect care este foarte greu și care trebuie manipulat într-o zonă de 1,5 metri cât are o scară și trebuie să cobori cu el pe scări pentru că nu ai altă opțiune, dacă a scăpat de sub control, nu poți altceva decât să privești. Atât. Din păcate. Și asta este recomandat să faci. Adică asta este recomandat să faci. Așa cum spuneam... Sper să privim doar pe YouTube astfel de situații care să fie duse spre zona comică, mai mult decât atât, să nu fie reale. Filmul și comedia, într-adevăr, e super funny, doar că în realitate lucrurile sunt groaznice. Adică nu le poți... chiar nu poți să te amuzi de el. Ok. Da, nu te poți amuza de el. Ok, pentru că ne apropiem ușor de finalul podcastului, am avut o discuție foarte agreabilă și îți mulțumesc foarte mult că ți-ai făcut timp să ne primești, să împărtășim câteva din experiențele voastre, din know-how-ul vostru, respectiv din experiența ta profesională și admir de fiecare dată când ne întâlnim că dai o notă foarte precisă, foarte exactă, respectiv o siguranță. Simt de fiecare dată când discut cu tine că lucrurile sunt safe, că suntem în regulă, că e totul, cum să zic, abordat calm și când am senzația asta că totul e calm, parcă mă simt confortabil. Am pregătit o carte pentru tine, pe care o descriam la început. Corect. Marin Sorescu, ușor cu pianul pe scări. Mulțumesc. Sper să te bucuri citind-o. Cu siguranță. Sper ca în vacanță să-ți faci timp să o răsfoiești. Absolut. Mulțumesc. Nu știu, la final, e ceva ce crezi că ai vrea să transmiți către branșa de logistică, către profesioniștii care probabil se vor uita la noi și... Încă o dată, cred că sunt multe lucruri de vorbit. Cred că ceea ce aș putea să transmit, să spun așa, din punct de vedere business și ceea ce am observat eu, apropo de COVID și ce înseamnă COVID, înseamnă o adaptare, o continuă adaptare și o reacție, de fapt, la o nouă realitate. Cred că ce aș putea să transmit, apropo de Arilog concentrat către zona de logistică, către tot ce înseamnă 3PL services și lucruri de genul și lucruri corelate cu acest segment, pentru mine, pentru noi ca și companie, ceea ce a funcționat foarte mult a funcționat varietatea. Însemnând că, spre exemplu, anul trecut, serviciile logistice ele n-au avut de suferit. Din contră, pentru marea majoritate a jucătorilor, în funcție de tipul de clienți, a fost o oportunitate fabuloasă. În schimb, pentru ce înseamnă compania de mutări sau compania de transport Fine Art, a fost un dezastru. Companii care au avut ca obiect de activitate doar mutări, foarte multe din ele s-au luptat și probabil că încă se luptă de a se salva de la faliment. E o realitate. Și atunci, cred că ce aș putea să transmit în general, când vine vorba de business, independent, că vorbim de logistică sau că vorbim de orice fel de altă zonă de business, cred că ar trebui să ne concentrăm și să avem în vedere varietatea. Cred că ar trebui să fim deschiși, să începem sau să atacăm, să spunem așa, în canale variate de business. Pentru că nu știi niciodată ce îți rezervă viitorul. E important să facem planuri, e important să facem forecast. Doar că atunci când Dumnezeu hotărăște un pic diferit, sau poate nu Dumnezeu, ci cine știe. Batman, nu? Că a început cu un liliac toată povestea. Ar trebui să fii pregătit, să reacționezi. Și de cele mai multe ori, inclusiv canale de business care poate nu sunt main și nu sunt cash cow, ci nu sunt, ele pot deveni. Sau te poți ține ocupat, te poți ține angrenat. E foarte important într-o situație de tip COVID, spre exemplu,
să nu-ți pierzi controlul. Pur și simplu, paranoia poate lovi foarte rapid, iar deciziile pot fi luate complet eronat și greșit, dacă nu ai de ce să te agăți. Să te menții ocupat, să vezi oportunitatea pe un alt, să vezi oportunitatea de fapt din criză, că de fapt asta este ideea. În orice criză există oportunitate. Și atunci, cred că asta aș putea să transmit. Îți mulțumesc foarte mult, Doru. Așadar, am vorbit despre oameni, am vorbit despre procese, am vorbit despre transport, despre depozitare. Vă mulțumim mult că ne-ați dat această oportunitate și ușor cu pianul pe scări. Mulțumesc, Doru. Ne-a părut bine, mersi încă o dată și mulțumesc pentru oportunitate. Mulțumim.